O să vorbesc un pic despre coloana sonoră a acelei românii care a vrut să fie originale, poate. Poate ăsta e termenul. Și o să vă arăt ce vedeți aici. Sunt două volume, două discuri scoase în 70 și 71. Cu siguranță pentru export. Informația asta e pur speculativă, pentru că nu am găsit, de fapt, informație despre aceste două discuri, dar mă gândesc că titlul în engleză și faptul că am un disc scos de Amiga, care era casa de discuri a RDG-ului, cu cel de-al doilea dintre el, care se numea, nu știu, formații de chitare electrice. Asta mă face să cred că și aceste două discuri erau pentru export. Le-am găsit cândva, nu, de fapt în 2011 am găsit doar coperta celui de-al doilea pe ocazie, se vindea cu 20 de lei. Am fost tentat să mi-o cumpăr, dar a luat-o cineva înaintea mea. Bun, de ce e important pentru mine nu știu, aceste două discuri? Sunt importante pentru că sound-ul șaizecist, chiar dacă ele apar la începutul anilor 70, e sound-ul șaizecist al popului, e jazz și twist și surf și sunt prelucrări ale unor piese sau teme folclorice, de fapt. Aici am găsit, într-un fel, propensiunea asta spre originalitatea popului românesc, prin mixajul ăsta dintre modern, dintre popul venit din, sau ritmica venită din uzinele de muzică exterioare și folclor. În anii 60, folclorul suna destul de cool, așa cum era fost și deceniul acela în România. A fost perioada de dezgheț, probabil știți că venirea lui Ceaușescu a adus un fel, un aer din ăsta dezinhibat în, nu știu, cultura, societatea românească, iar muzica suna așa, e Oșanițchi de pe primul disc. Caz că n-ați recunoscut, sunt călușarii, eternii călușari din România, despre care nimeni nu știe dacă au existat, au ba, sau dacă ăsta era sunetul lor. Pe cel de-al doilea disc apare Sincron. Sincron cumva s-a situat în pionierat în a face mixajul ăsta dintre folclor și pop modern. Sunt două. Primul e un 7-inch, scos în 67, celălalt tot în 67, nu, primul e un 10-inch, al doilea un 7-inch. Primul, deși se plimbă prin Bucureștiul acela modernist, cu blocuri care arată ca cel de acolo, sunt îmbrăcați, nu știu, într-un soi de port, I don't know, țărănesc, călăresc niște cai, dar discul e de cover-uri din, nu știu, de Everly Brothers sau de Mamas and the Papas. Ce e curios e că pe cel de-al doilea, deși sunt îmbrăcați ca o formație de beat, ca o veritabilă formație de beat, cântă folclor. E ciudat. Și o să vă arăt și cum suna folclorul. Sincron în 67. Astă iarnă mă iubeai și la mine tu veneai. Veneai la mine la râu, prin zăpadă până la brâu. Era din nou cool și nu părea a veni dintr-o țară care urma să trăiască anii 70 și mai ales anii 80. În același an 67, nu e întâmplătoare imaginea asta, deși o să vorbesc destul de puțin despre ea. Cezar Grigoriu, unul dintre frații Grigoriu, cei care au
actat ca Trio Grigoriu, probabil știți toți Macarale și nu știu, alte recuperări recente. Cezar Grigoriu a regizat un film care se cheamă Împușcături pe portativ, care din nou arată foarte bine, dincolo de unele stângăcii, putea fi de oriunde, de fapt, dar e un București interesant acela, în care a fost invitată să cânte o starletă a vremii, Nancy Holloway, o americană ajunsă în Paris, unde a și avut succes, în zona de pop, soul, jazz. Iar aici e un sample din acel film. E chiar venirea lui Nancy la București. În filmul ăsta, Sincron și Margareta Păslaru erau actorii principali, să zic. Sincron, de altfel, o și așteaptă pe Nancy la aeroport. Mai tare un pic. Da, sunetul e praf. E un rip de pe YouTube. Da, e un București pe care ni-l putem imagina cu greu totuși cei care nu s-au născut în 50, de exemplu, și nu l-au trăit. E un București care arată astfel și din dorința regimului proaspăt instalat, cel al lui Ceaușescu, de a se individualiza în fostul bloc socialist și de a se împrieteni cu vestul. Ceea ce s-a și întâmplat în anii aia, Nixon și De Gaulle vin la București, România se ceartă un pic cu Moscova, nu participă la invadarea Cehoslovaciei. Ei, tot în anii aceia, Ceaușescu însuși a scris această poezie, descoperită de niște istorici, niște carnețele de-ale lui. Vă las un pic să o citiți, pentru că e foarte interesantă și e foarte interesantă pentru ceea ce va urma în nu știu, pop cultura, să spunem, de aici. Cel puțin în pop cultura de aici. Ok, cred că ați trecut peste. Adică sunt câteva cuvinte importante, daci, romani, râuri, câmpii, ciocârlii, de ce nu? A scrie frumos, evident. Albastru, galben, roșu, știți cu toții de unde vin, dar e cerul albastru, holdele și sângele strămoșilor noștri. E, în același an, 67, Sergiu Nicolaescu regizează un film, iarăși e cumva un film cult pentru zona care avea să invadeze, de fapt, cultura română. Filmul se cheamă Dacii. E povestea clasică pe care am învățat-o cu toții în cărțile de istorie despre daci, despre romani și despre formarea poporului român. Interesant e faptul că în el joacă un actor francez, din nou francez, se pare că, de fapt, cu siguranță eram bun prieten cu francezii. Sunt tot soiul de clișee pe care le puteți folosi aici, de la sora mai mare la avocatul nostru. Pierre Brice îl cheamă pe actor, joacă rolul unui comandant roman care pare a ține cu dacii într-un fel sau altul, scuze, nu vorbeam în microfon. În fine, e rănit într-o luptă, rătăcit prin munți, recuperat de Meda, fica lui Decebal, se îndrăgostesc, evident, și așa apare poporul român. Moare la sfârșit ucis de Decebal într-o scenă absolut hazlie. Nu am să vă arăt, n-am pus-o, dar o găsiți pe YouTube. Și asta deschide, de fapt, o nouă epocă. Asta plus o anumită vizită a lui Ceaușescu în Asia comunistă, în Coreea de Nord, China și Mongolia, cred, întâmplată în 71.
se întoarce acasă sedus de ceea ce vede acolo, de ceea ce vede mai ales în Coreea de Nord, de fapt. Și așa apar faimoasele teze din iulie 71, care schimbă complet semnul culturii pop din România. Mă refer la cultură pop pentru că asta mă interesează îndeoseb, dar schimbă de fapt cu totul peisajul cultural și social și chiar politic în România. Practic, cu decizia asta, epoca asta simpatică, anii 60, relativa relaxare, mini-jupa și costumele sexy dispar într-un fel sau altul. E adevărat că și în muzica globală se întâmplă niște lucruri. Rock and roll-ul, fie el twist and shout și alte chestii surf, se transformă într-o poveste mult mai grea în anii 70. Apare prog rock-ul, de exemplu, care e pe narațiune, care are o anumită greutate și care, întâmplător, se lipește destul de bine de ceea ce le propune Ceaușescu artiștilor și de ceea ce extrag artiștii din propunerea lui Ceaușescu. Înainte de asta, oricum aș vrea să vă pun o mostră de pop. E cântat de Sergiu Cioiu, de după tezele celebre. E foarte important textul, de fapt. E o piesă excelentă, dar textul vorbește destul de mult despre ceea ce iarăși va să vină. O să las jumătate din piesă, pentru că se repetă cealaltă jumătate. Pare că te văd bătrânesat pe firul apei înșirat, pitit în umbra dealului, visând la roata soarelui. În ferestre m-ai privit și-ai strigat și-ai chiuit, plin de lumină te-am știut din ziua în care m-am născut. În pade iarbă mângâiat, m-ai legănat și descântat în rou rece strop de cer. Să-ți crești flăcăul ca de fier, tu mi-ai dat miere și pelin și mângâiere și suspin. Și primul meu purta de vânt și locul meu de pe pământ. Și în ce de mână ai purtat pe lumea școlii un băiat. Ai dat condei abecedar, codru de pâine în buzunar, să pot să o iau de la început, să știu ce trebuie știu. N-a fost ușor până am aflat izvorul gândului curat, dar cât ar fi drumul de lucru, tot mi-ai spus cum să ajung. Dar joaca prin năveți și noptări și divineți, primul sărut și legământ și locul meu de pe pământ. Ok. Simțiți acolo probabil o anumită formă de nostalgie. Știți probabil că în anii 60 a existat o migrație masivă dinspre sat spre oraș, care a și construit de fapt nu știu, comunismul într-un fel sau altul, dacă vreți, iarăși un clișeu, sau a populat fabricile construite în timpul acestei revoluții industriale performate de regimul lui Ceaușescu. Sunt iarăși toate stereotipurile acolo, e și această reîntoarcere la surse pe care Ceaușescu o menționează în acele teze. El însuși în cântecul ăsta, deși nu o spune nimeni, e speculația mea, el pleacă de la țară pentru a ajunge cine a ajuns și probabil nostalgiza pe întoarcerea asta în locul originar. Și într-un fel popul ajunge în zona asta. Iar când spun pop, nu mă refer exclusiv la muzică ușoară, merg pe o definiție mai largă pe care n-am dat-o eu, a dat-o Bob Stanley, un autor englez. Popul, muzica pop e muzica care ne trece tuturor prin față, de fapt. Iar în anii aceia, în absența topurilor, dincolo de topul revistei Săptămâna, care era
făcut pe criterii absolut subiective. Nu exista niciun nu știu, un instrument de construire a acestor listuțe, liste, interese. Muzica se mută, repet, în această zonă, numiți-o protocronistă, numiți-o cum vreți voi, este mereu vorba despre ce menționează și Ceaușescu în poezia lui, despre daci și romani, și o să vedeți de ce, și despre apetența aceasta pentru lumea satului, pe care bănuiesc că nimeni nu mai înțelegea de fapt, și care era în descompunere complet. Nu mai era nimic arhaic la mijloc, într-un fel sau altul. Era o iluzie și o iluzie, aș zice, ideologică. Ironia face ca aceleași teze să construiască pentru trupe importante, precum Phoenix sau Sphinx, un teren foarte simpatic. Pentru niște trupe aflate în căutarea racordării la vest, adică la momentul psihedelic din muzica rock sau chiar pop, de ce nu? Iar sursa asta pe care le-o livrează tezele, respectiv folclorul sau dacii și romanii, e tratată foarte interesant de aceste două trupe. Phoenix cu cele câteva... Scuze. Nu sunt unde trebuie. Cu câteva... Cele trei albume dintre 72 și 75, cei ce ne-au dat nume Muguri de Fluier și Cantofabule, și Zalmoxe cu discul din 78, dar înregistrat în 76, Sfinx cu Zalmoxe, în 76 înregistrat, merg pe drumurile astea născând niște opere absolut aplaudabile până la urmă. O să dau play la Nunta lui Phoenix. Mireasa lui, uită-te la ea, rută e din cer și mândră ca o stea. Măi, ce-o mai juca, lai, la, lai, la, la, lai, și ce-o mai cânta, lai, la, lai, la, la, lai, ce-o mai rope la opinți. Iar acum Sfinxul cu furtuna cu trup de balauri de pe Zalmoxe, care... Dincolo de sursa asta și de fantasma asta a protoistoriei cu care Alda și colegii lui se joacă și se joacă într-un fel interesant, este mai degrabă un soi de oglindă a muzicii făcute de John Anderson de la Yes. E destul de asemănător ce se întâmplă aici. Să continui cu, o să vă citez o chestie spusă de Mircea Baniciu într-un interviu despre ce s-a întâmplat atunci. El spune, eu eram uimit într-un anume fel. Domnule, cum să cântăm folclor? Cântam Donovan, cântam Bob Dylan, cântam, mă rog, din Cântăreții, eram fan ai cântăreților de folk american. Practic e un șoc până și pentru ei, dar
oamenii ăștia au descoperit într-un fel sau altul formula corectă. Adică operele pe care le-au scos sunt absolut decente și foarte interesante, de fapt. Și nu au fost neapărat puse în slujba regimului așa cum, pentru că era și rock, cumva rock-ul avea o altă greutate, era și despre protest, era și despre underground, poate în epoca aia. N-au fost malaxate așa cum a fost popul și n-au fost controlate. Dimpotrivă, au existat și mici dizidențe și, de altfel, și Phoenix-ul și Aldea, Dan Andrei Aldea din Sphinx, pleacă din țară destul de repede după ce descoperă folclorul. Nu stau să continue. O altă trupă interesantă a acelor ani este Savoiul. Este probabil cea mai dezavoată trupă de instanțele rock din țară, deși au început prin a cânta un psy rock iarăși interesant, cu o sursă occidentală, evident, dar foarte interesant. Și, în 70 scot un disc, este cel din stânga, evident. E un disc de prelucrări folclorice, deși coperta nu o spune, dar într-un fel putem să ne imaginăm de ce fug niște oameni ai acelor timpuri, de fapt, de o chestie foarte modernistă, în principiu. Și dacă ne uităm, pe-al doilea vedem și unde ajung, într-un fel sau altul. În 82, Savoy, o trupă interesantă, cum spuneam, ajunge să se îmbrace în ițari, izmene și să fie, de fapt, așa cum spun, nu știu, specialiștii, trupa favorită a regimului. Înțeleg și de ce muzica lor devine un set de folk, pop, destul de anesteziat și plictisitor, cu mici momente interesante, dar ajunge acolo, cumva. Ei participă la acest elan protocronist în muzica românească. Și pentru că există acolo 82, o să ajung în anii 80. Anii 80 sunt foarte, și ei sunt foarte, foarte, îmi vine să spun tot interesant, cred că l-am folosit de 1000 de ori, dar o să spun tot interesant, pentru că ușor, ușor dispare interesul pentru zona folclorică, în pop cel puțin. Asta probabil pentru că muzica populară a început să fie pusă în slujba regimului, de fapt, tezaur folcloric și cântarea României și erau axate în principiu pe genul acesta muzical, fabricat și el la rândul lui de regim. Și cineva spunea că Ceaușescu și-a dorit foarte mult premiul Nobel pentru pace și probabil ăsta e motivul pentru care muzica în România, de la rock la pop, începe să folosească acest cuvânt. Am un exemplu, nu e deloc pop. Practic, ca să scoți un disc la Electric Record în anii aceia, trebuia să ai un cântec despre pace. Rompopul funcționa într-un fel ca un instrument al unei realități inversate. Oamenii trăiau, de fapt, într-o distopie complet. Anii 80 au fost înfiorători. Cred. I-am trăit, totuși, altcumva, dar am vorbit cu destui oameni care din lumea muzicii care au produs în acea perioadă. Adrian Enescu spunea că l-am întrebat la un moment dat
El are un disc în 83-84 al grupului Stereo, foarte interesant pentru disco-electro pionierat și acolo pop românesc. Și mie mi s-a părut întotdeauna foarte întunecat, foarte, nu știu, anxios discul ăla. Și l-am întrebat și mi-a spus că nu-i deloc așa, că era ok pentru el, că el a recunoscut că a fost privilegiat, că avea acces la diverse. Dar rememorând, își amintea că pe străzi nu era lumină, că oamenii, a fost făcut într-o iarnă discul, de fapt se simte, că oamenii veneau, vedeai siluete în aburul ăla de iarnă, era ceva înfricoșător la mijloc și e și pe discul ăsta, în muzica lui Enescu. În fine, există iarăși deconectarea asta a popului de uzinele, marile uzine producătoare de muzică, înseamnă de fapt inexistența punk-ului, inexistența funk-ului, altfel decât niște accente. Sunt câteva discuri de funk disco, unui al formației Romanticii. Poți găsi la Enescu în operele pop de început, dar nu există o mișcare, nu există un curent. Practic, muzica românească devine complet deconectată de ceea ce se producea în exteriorul ei și de ceea ce se producea în fostul bloc socialist. Nu există punk, iarăși o chestiune interesantă, Stelian Tănase în Corpuri de Iluminat atinge un pic zona asta, inexistența punk-ului, deci cumva inexistența noului pop care vine din post-punk, trecând prin New Wave și merge pe MTV în anii aceia, nu există legături altfel decât foarte fragile între muzica românească și ele. Și Stelian Tănase, care a fost un fel de manager și promoter în perioada aceea, se ocupa de Timpuri Noi și de Iris, cred, o vreme, povestește într-un fel contextul inexistenței acestei tranziții în muzică și muzica pop din anii aceia, cu niște chestii admirabile până la urmă, poți găsi în arhivele astea ale Electrecordului, rămâne suspendată undeva între a cânta despre pace și despre niște universuri fantastice, în care doar dragostea există și lipsesc armele nucleare. În anii 90 sunt iarăși interesanți, dar o să trec peste ei foarte ușor, pentru că în anii 90 a apărut piața. Practic, muzica asta cu filtrul folcloric cunoaște un soi de reviriment. Între 97 și 2005 apare, sau mă rog, în 97 zicem că apare etnopopul cu România și K1, care au început interesant prin a face cover-uri după Phoenix, cover-uri dance după Phoenix. Se prelungește un pic prin release-urile unui label care se chema RBA Music, cu ce aveți acolo, Hora și Etnic, cred că sunt de la... Și dispare așa cum a și apărut, aproape neobservat, probabil imperativele pieței, interesul de moment a instantaneu a creat această bulă. Pentru a reapărea, într-un fel ciudat, aș zice, cu o formație care se numește așa, care se îmbracă în ie și care se situează la limită din punctul meu de vedere, cel puțin pe discurs. Lipsă de identitate, fenomen național! Toată Europa e în criză de identitate. Pentru mine ăsta e un clip publicitar pentru identitate națională. Vreau să fac bine pentru lumea asta, tată, și n-am nevoie de
să opresc aici. În fine, ce am vrut să spun, de fapt, e faptul că muzica a fost întotdeauna condiționată de contextul politic. Apariția sub Carpați nu mi se pare întâmplătoare din mai multe motive. Cumva, post-criză, am început să funcționăm într-o lume care s-a construit din ce în ce mai mult pe opoziții și pe spaime. Știți cu tot ce se întâmplă acum și ce se întâmplă în general în politica lumii, aș spune. Aici, probabil, dușmanii au fost și exteriori și interiori. Asta e o observație personală, pentru că simt că sub Carpați, de exemplu, nu vreau să vorbesc de sub Carpați, e o formație cu disclaimer, by the way, pe site-ul lor, undeva sus, pe butonul discografie, apare o chestie de genul muzica aceasta nu e despre teritorialism și protocronism. Nu știu de ce au pus-o acolo, pentru că punând-o devine așa ceva, de fapt. Există și pericolul manelizării, asta e dușmanul interior. E o obsesie a diverselor bule din societate și elite culturale și dușmanul exterior despre care nu știm nimic, dar trebuie să ne îmbrăcăm în ei ca să scăpăm de el, cred, pe undeva. Cam asta a fost. Vă mulțumesc!